Două asistente medicale cu vârstele de 47 de ani și respectiv 60 de ani, care activează în cadrul Institutului Mamei și Copilului din Capitală, au fost surprinse în stare de ebrietate la locul de muncă. Poliția a fost sesizată de către o locuitoare a Capitalei care a venit la spital cu copilul minor pentru a-i fi acordată asistență medicală. Văzând starea angajaților medicali, femeia a refuzat serviciile respective și s-a deplasat la un alt spital pentru copii din Capitală. Când ați intrat în serviciu? Astăzi sau ieri? Înseamnă că la data de 12, data de 12.07.2016, la orele, la ce oră ați primit schimbul? Cazul este cercetat de oamenii legii pentru luarea unei decizii. Asistentele urmează a fi sancționate conform legislației în vigoare.